O polițistă locală din sectorul 1, care lua mită, a sărit pe geam ca să scape de mascați. Și-a sunat apoi o prietenă și i-a spus, citez, eu sunt în stradă, că mă ridică, vino și ia-mă și pe mine. Este modalitatea prin care polițista, acuzată că lua șpagă pentru a închide ochii la neregulile găsite la localuri din Parcul Herăstrău, dar și din zonele Dorobanți, Floreasca și Piața Victoriei, a sperat să scape de audieri. Și mergem la corespondentul nostru, Bogdan Borza, cel care vine cu informații din această anchetă. Te ascultăm, Bogdan. Bun găsit tuturor! O întâmplare amuzantă cu polițista de la locală sector 1 acuzată că lua mită. Ei bine, în momentul în care și-a dat seama că ofițerii DGA și procurorii Direcției Naționale Anticorupție au venit la locuința ei pentru a percheziționa casa, aceasta a sărit pe geam din fericire de la parter și nu a fost rănită și a încercat să scape de polițiști sunându-și o prietenă care i-a spus să vină la locuința sa pentru a putea să o ia cu mașina și să o ducă în altă parte. Din stenogramele procurorilor vedem că polițista inițial a spus în conversația cu prietena că își dorește să se schimbe și după să se ducă de bună voie la audieri. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Până la urmă a reușit să-și convingă prietena să vină să o ia cu mașina, însă nu s-a dus la poliție de bună voie, ci a fost găsită de polițiști la locuința fiului său din capital. A fost ridicată de acolo și dusă la audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Ulterior a fost reținută pentru 24 de ore, iar judecătorii au decis într-un final să o aresteze preventiv pentru 30 de zile, atât pe ea cât și pe ceilalți doi colegi de la Poliția Locală Sector 1, pentru luare de mită în formă continuată și trafic de influență în formă continuată.